În luna iulie, în vizorul comisarilor de la protecția consumatorului au fost societățile comerciale care vând produse alimentare, fast food-uri, restaurante, terase, rotiserii, braserii, berării sau cofetării. În toate au fost descoperite nereguli. Din 22 de operatori economici controlați, 17 s-au ales cu amenzi contravenționale. Din păcate, patronii gorjeni au demonstrat încă o dată că pentru ei clientul este ultima grijă când vine vorba de bani. Meniuri neactualizate, prețuri după ureche, dar și produse expirate au fost găsite în unitățile gorjene. Nici măcar prepararea produselor de tip fast food nu se face corespunzător. În total, comisarii de la protecția consumatorului au aplicat 5 avertizmente și 12 amenzi contravenționale, în valoare totală de 9.000 de lei pentru încălcarea reglementărilor.